S-a născut primul bebeluș în noua maternitate Bega a Spitalului Județean. Albert Constantin, un băiețel perfect sănătos, a văzut lumina zilei într-una dintre sălile de operație ale maternității. Este prima maternitate de stat ridicată de la zero la Timișoara în ultimii 50 de ani. Albert Constantin, la mulți ani să fii sănătos și fericit, tu primul nou născut venit pe lume în prima maternitate nou construită după 1989, noua maternitate a Spitalului Județean Timișoara, care odată cu tine se naște și ea, la termen chiar cu câteva zile înainte, să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, transmite medicul Dorel Sândesc, managerul Spitalului Județean. Luni, 26 august, maternitatea Bega și-a deschis porțile. Noua clădire are compartimente de fertilizare in vitro, obstetrică patologică, ginecologie, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și de spitalizare de zi. De asemenea, sunt compartimente de terapie intensivă prematură, cât și facilități pentru însoțitori. Maternitatea are și o secție ATI, bloc operator, săl de nașteri și camere de gardă.